să rezolve o ecuație cu mai multe necunoscute politice. Cunoaștem că deja de mai bine de 2 ani nu izbutește o tentativă care este pe buzele tuturor de a alege președintele Republicii Moldova. Dar să vorbim, deci, mai explicat, este vorba nu despre o criză constituțională, cum încearcă să invoce unii, dar este vorba despre o criză politică și vom aduce un argument în acest sens. Deci, noi cunoaștem, modalitatea există de alegere, urmează numai să existe acea voință politică care de 2 ani nu există în acest sens. Parlamentul, odată a plasat mingea în terenul propice mării sale alegătorul poporului, a chemat la un scrutin electoral, la un referendum constituțional republican pe data de 5 septembrie anul 2010 pentru a decide, a soluționa această problemă. Adică a lăsat ca poporul, măria sa poporul să decide. Însă cu regret este vina conducătorilor de la acel timp și actualei guvernanți care nu au dat o importanță acestei acțiuni, crezând că însăși cetățeanul, simplu cetățean, va veni, se va prezenta la acest scrutin și își va exprima opțiunea sa, conform sondajelor care dădeau foarte bine. Însă rezultatul a fost unul nedorit pentru noi. S-au cheltuit resurse financiare și iată ne-am trezit cu o problemă nesoluționată care putea la acel moment să fie soluționată. În cazul respectiv, că norma alineatul 3 a normei constituționale articolul 78 expres statuează faptul că urmează să fie ales candidatul care întrunește 3 cincimi din numărul deputaților aleși, iar 3 cincimi din 101 constituie deja cifra cunoscută 61. Care e problema? Toate 101 mandate sunt ocupate. Deci e problema Parlamentului. Deci este o criză, ce spuneam la început, o criză politică. De aici derivă. Este că Parlamentul are obligația, nu numai dreptul, dar și obligația de a alege președintele, deoarece acest drept îi aparține în exclusivitate. Altcineva, altă entitate nu mai poate profita de acest drept actualmente. Deci este clar în această situație că avem cazul respectiv când numai Parlamentul poate să decide.